Că pentru ești prieten cu ei și în campanie electorală știi că oricum oamenii sunt cu minți, se duc, votează, ceea ce le spune Buribașa, poate da, ei sunt foarte comunitatea cu care n-ai probleme. Așa este, aveți mare dreptate, ei sunt extrem de disciplinați, recunosc, cum spuneam mai devreme și Aurelian Pavelescu, recunosc o autoritate internă, un Buribaș, mă rog, un rege, un împărat, au tot felul de denumiri. Nici nu ar putea să funcționeze altfel. Nici nu ar putea să funcționeze, ei da. Își recunosc foarte bine șefii, îi ascultă, știu că numai uniți pot să reușească să se supraviețuiască, alminteri, dacă unul dintre ei calcă strâmb, este fie pedepsit exemplar, fie este eliminat din cadrul comunității. E adevărat, numai în cazul extreme se ajunge la eliminare. De regulă e pedepsit și se încearcă aducerea lui pe calea cea bună, în ghilimele, calea cea bună care o consideră ei, nu cea bună care ar trebui să fie pentru toată lumea aceeași. Ce aș vrea eu să spun, cu părere de rău că trebuie să îl contrazic pe domnul Mina, n-aș vrea să culpabilizăm întreaga poliție pentru ceea ce fac aceste grupuri infracționale. Dar toată poliția. Ați spus că de jos până sus, ați zis. Nu, am spus că au relații de jos până sus în poliție. Eu cred că nu puține, știu dacă... Cred că și eu asta împărtășesc și eu ca opinie. Dăm nume din București? Nu vreau să dăm nicio nume. Problemă. Știți de ce? Pentru că ar trebui să veniți cu dovezi și cred că e dificil. Asta e singura problemă. Da, cred că e... Nu, dar cred că este important. Este excepția asta, domnule. Sunt clanurile de la marginea București. Nu cred că cei de la Bărbulești au protecție. Au protecție. E posibil să existe... Nu cei de la Bărbulești. Există anumite persoane. Domnul Mina, sunt de acord că există anumite persoane. Dar eu cred că din ce în ce mai puțin la vârf se întâmplă acest lucru. E posibil să fie câțiva elemente din poliție. Asta am vrut să lămurim, să nu culpabilizăm întreaga poliție. Pentru că știți ce? A lovit autoritatea unei instituții extrem de importante e un lucru negativ. Deci am spus foarte clar. Sunt polițiști care au făcut averi din acest lucru și sunt. Nu toți polițiștii. Amărâții aia care sunt. Senzația noastră a fost că culpabilizați o întreagă... Și asta am vrut să o lămurim. Să știți că eu respect poliția în mult deosebit și am dat de polițiști pe care îmi scot pălăria la orice clipă. Cătălin Grădina. Dar polițiști corupți în România sunt da, cei mai simpatici. Asta recunosc și cei de la conducerea poliției și încearcă să facă ceva, dar atunci când tu erai la fața locului, cum era polițistul satului, să spunem? Polițistul satului nu prea l-am cunoscut. Noi am reușit la un moment dat să scăpăm nebătuți din zonă pentru că ei s-au prins. Că noi nu am venit să le dăm ajutoare, ci să investigăm cazul ăsta cu țepă. Duce multă lume să le dea ajutoare acolo? Erau învățați cum apărea cineva, dacă veneau... Se duc oamenii cu ajutoare și oamenii 95 așa era. Obișnuiți cu așa ceva. Erau obișnuiți cu ajutoarele. Noi ne-am dus, am filmat, le-am spus că suntem mai cu ajutoare ca să nu se prindă, că altfel ne luam bătaie sigur. Eram un operator cu mine și șoferul. Nu aveam ce să le facem, se strângeau extrem de mulți cu sape, cu fiecare avea câte o unealtă la ei. Noștri, astăzi ne spun că oamenii acolo sunt pașnici, că sunt pașnici, nu au treabă, că într-adevăr colaborează cu noi și așa mai departe. Totul e relativ. Așa a fost și atunci când cei de la omorâtul Pardalian erau pașnici, cei care îl omorâse erau agresivi, pentru că ei se consideră, cum să zic, nedreptățiți de către opinia publică, pentru că cred că noi ar trebui să ascultăm vechea lor vendetă. E o vendetă de neam în neam, adică spun că l-au omorât pe ăsta pentru că și ăsta i-a omorât pe ei. Și teoretic noi ar trebui să intrăm în aceste vendete și să nu fim superficiali. Și să știm noi că tot neamul ăsta s-a dușmănit cu ăla și e aproape natural. Să știți că din punct de vedere sociologic e puțin altfel. În primul rând și noi pentru ei suntem străini și au sigur, termen destul de clar. Da. Nu credeți că țiganii sunt alți oameni? Nu, eu nici nu. Eu vorbeam despre ce s-a întâmplat atunci. Pentru orice român se cerșește un lucru rău. Pentru ei e o meserie, domnule, nu se disprețuiesc pentru ei. Se antrenează și sunt educați de mici. Și o meserie curată. Nici ei nu au o părere bună despre românii. Atâta timp cât li se permite și cât românul e prost și românul este considerat prost, e o chestie dar care nu o fac. Se permite. Nu, pentru nu, că nu, acest, nu, ce nu, se nu. întâmplă la Bărbulești, de fapt, se întâmplă cu țiganii plecați din România peste tot în Europa. Asta a spune, sunt aceiași. Apropo de ce nu face poliția română și că poliția sau nu știu cine n-ar avea, să spunem, suficientă determinare să aplice legea. Este un fenomen plecat din România peste tot în Europa, care a speriat Europa. Este și motivul pentru care s-a pus problema unei soluții la nivel european. Pentru că dincolo de orice fel de discuție nici italienii n-au putut să rezolve problema, deși
o puteau face mult mai ușor, nefiind cetățeni italieni și ne beneficiind de această protecție a cetățenilor. Trebuie în Italia este o chestie politică. Nu. Credeți-mă că nimeni nu are nimic cu țigarii nici în România, nici în Italia. Sunt țapui ispășitori, sunt cuiu care iese la suprafață. Un asemenea comportament sunt oameni care se comportă normal. Un asemenea comportament este inacceptabil. Deci eu am fost în țigarii. Știți care e culmea, pericolul cel mai mare al României? Este că ritmul natalității acestor români e cu mult peste al României, iar dacă nu mă înșel, în 2060 vor deveni majoritari în România. Dacă se fost în țigarie de nenumărată o să revenim în câteva momente pentru că avem o informație de ultimă oră pe care o documentăm și vă prezentăm în câteva momente.